Am revenit cu un nou filmuleț în care vă arătăm pe unde a mai continuat seria vizitelor Technovation Girls în școlile și liceele din România. De data aceasta am fost în Megidia și după ce ne-am plimbat puțin pe faleza de pe canalul Dunăre Marea Neagră, am mers la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, unde am ținut o super prezentare despre programul nostru în fața elevelor. Ei bine, pentru că și eu am fost cândva eleva liceului, prezentarea a fost presărată cu multe emoții, iar vederea cu foștii profesori a fost una extrem de plăcută și îmbucurătoare. Am avut chiar și o invitată surpriză, una dintre elevele acestui liceu înscrisă ca ambasadoare Technovation Girls la ediția de anul acesta, care ne-a mărturisit că nu a mai întâlnit o astfel de inițiativă în liceul ei, lucru care a și determinat-o să participe în program. De asemenea, l-am oferit fetelor și un flyer cu informații despre celălalt al program al nostru, dedicat fetelor The Girls Code Breaking Barriers. După aceea, am mers la școala gimnazială Lucian Grigorescu, unde am avut ocazia să le vorbim elevelor din clasele 5-8 despre beneficiile și oportunitățile care le oferă programul Technovation Girls fetelor. Noi credem că am reușit să le stârnim curiozitatea, deoarece fetele au urmărit cu interes prezentare, au pus întrebări și, și au manifestat dorința de a se înscrie în program. Mai mult decât atât, elevele au scanat codul afișat în prezentare și deja s-au și înscris în platforma de pe site-ul nostru. Pentru că am vrut să profităm de vremea frumoasă și însorită, am dat apoi o fugă și la Constanța, unde ne-am plimbat pe malul mării, iar în drumul de întoarcere am prins și acest apus superb.